Salutare, bun găsit la dezbaterea zilei. CFR Cluj, FCSB sau Universitatea Craiova, cine va lua până la urmă acest titlu mai disputat ca niciodată? Asta e dilema care își va afla răspunsul în cel mult 4 săptămâni, dacă nu cumva chiar mai devreme prin jocul rezultatelor. Contextul e bine știut, CFR încă e lider cu 2 puncte avans față de FCSB, între Craiova și Clujeni sunt 6 puncte, șanse matematice au toate 3, mai ales că se vor întâlni meciuri directe. Prin urmare, toată lumea își exersează în aceste zile talentele, oameni din fenomen, specialiști, suporteri, pariori, simpli micobiști. Evident că nu puteau lipsi ziariștii din această poveste, așa că astăzi vom încerca să discutăm cu argumente aici la dezbaterea zilei, pe marginea acestei lupte pasionante pentru titlu și să anticipăm cine va fi campiona României, CFR Cluj, FCSB sau Craiova. Dan Odrea și Rămuz Răureanu, colegii mei de la Gazeta Sporturilor, doi dintre cei mai experimentați jurnaliști din presa de sport, sunt alături de mine în studioul Gazetei Sporturilor. Intrăm repede în subiect, începem cu tine, Dane. Cine va lua titlul sau cine crezi că va merita să ia titlul? Că de fapt despre asta e vorba. Da, eu cred că ar merita CFR și am mai multe argumente pentru care susțin chestiunea asta. În primul rând este vorba de punctajul pe care CFR îl are. Și dacă e să ne raportăm la punctajul făcut pe teren de cele două echipe. Știu observația există... publicată de tine în Gazeta Sporturilor acum câteva zile, conform căreia dacă va câștiga FCSB titlul, o va face cu mai puține puncte acumulate decât CFR Cluj, ceea ce ar fi o nedreptate, spui. Nu neapărat că ar fi o nedreptate, că până la urmă astea sunt regulile jocului. Moral, da, că te gândești o echipă care pe teren face mai puține puncte, câștigă campionatul. Asta prin înjumătățirea... Care... Exact, dar lucrul ăsta s-a întâmplat, de exemplu, în Belgia de multe ori. Modelul fiind copiat de acolo. În momentul ăsta, pe teren, deci fără înjumătățire, fără nimic, din prima etapă până acum, CFR are 86 de puncte, FCSB 77, deci diferență deci 9 de 9 puncte. Să zicem că meciul direct ar câștiga FCSB 6. 6 puncte să câștigi titlul, cu 6 puncte mai puțin, mi se pare că totuși din această perspectivă ar merita CFR. Dar repet, astea sunt regulile jocului, se aliniază toate echipele. Dar asta e un argument pentru care CFR cred că ar merita. Cred că are un avantaj mare prin distanța de 2 puncte pe care o pune acum între ea și FCSB. De ce? Pentru că practic CFR își permite în momentul ăsta să facă egal cu Craiova, egal cu FCSB și sigur să ia titlul, indiferent de alte rezultate. Dacă își va câștiga cele două meciuri mai ușoare, da? Exact. Deci mai are 4 meciuri. Are acasă cu Farul, are la Pitești, meciuri care par foarte la îndemână, da. Acasă cu Craiova și meciul cu FCSB. Mă feresc să spun în deplasare pentru că o să revin la asta. Deci îi ajung CFR-ului 8 puncte din 12, cu condiția ca egalurile să fie cu Craiova și FCSB. Mi se pare un avantaj foarte mare. Foarte mare acest avantaj. De asemenea, și programarea mi se pare că e de partea CFR-ului. Are și FCSB câteva avantaje, dar Craiova, de CFR, va juca meciul de acasă cu Craiova imediat, la 3-4 zile, după ce Craiova va avea returul cu Sepsi. Mi se pare că e un avantaj. Și dacă e să mă uit, de exemplu, cum a arătat Sepsi în repriza a doua meciului cu Rapid, când s-a prăbușit fizic, tocmai datorită sau din avantaj cauza... Avantaj pentru că, spui tu, Craiova poate veni obosită după returul semifinalei? Cu siguranță va veni obosită. Da. Asta dacă nu, cumva e 3-0 de minutul 15, fie pentru Craiova, fie pentru Sepsi, se termină... Un meci. Da, în timp ce un meci. CFR se odihnește, Craiova joacă. Nu mai spun faptul că la ora acelui meci din Gruia, pentru Craiova, s-ar putea ca pe Craiova să nu mai existe absolut nicio miză. Nu mai spun că în cazul în care Craiova se califică în finală, meciul de la Cluj al Craiovei va fi cu 3-4 zile înaintea finalei. Și atunci, pe bună de toate, Craiova spune, dacă tot nu mai am... Tocmai de asta FCSB nu-și dorește o finală în care să intre Craiova. Da, și FCSB are un avantaj, că joacă meciul de la Craiova înaintea meciului Retur. De cupă al Craiovei cu Sepsi. Deci mi se pare că programarea e puțin de partea CFR-ului. E, apoi, toată lumea spune că se va ajunge la un meci cu titlu pe masă, e avantajată FCSB că joacă acasă. Nu știu. Bine, acasă dacă nu, era pe arena națională, da. Dacă ar fi pe Ghencea, nici acolo nu știu dacă s-ar simți foarte confortabil FCSB. Mihai Stoica spunea, nu mă tem că dacă jucăm acolo, ar putea să vină cei din Peluza Sud și să
dincolo de faptul că ar putea să încurajeze pe CFR să provoace incidente. Eu sunt absolut convins că dacă acel beci se va juca pe Ghencea, deși cred că nu se va juca pe Ghencea, cei din Peruza Sud vor fi și prezenți și vor fi de partea CFR-ului, ceea ce cumva, mă rog, îți creează un disconfort ca echipă gazdă. Deci din perspectiva asta, că joci la Buzău, că joci la Giurgiu, că nu știi în momentul ăsta unde joci, mi se pare un dezavantaj pentru FCSB și iarăși un avantaj pentru CFR. Pe de altă parte, e o echipă obișnuită cu necunoscut. Da, dar una e să joci când joacă în tot timpul, de exemplu, pe gazonul tău. Mi-au aminte ce spunea Răzvan Lucescu de fiecare dată când juca în Ghencea. A spus, nu știu, stadionul ăla avea ceva de mă copleșea în momentul în care intram în vestiare. Deși meciul nu începuse, nici fel de adversar, de echipa cu care mergeam, mă simțeam puțin copleșit de acest stadion. Tradiția lui, anvergura lui, faptul că acolo jucase tot timpul. Singurul avantaj practic pentru FCSB să joace pe Ghencea ar fi gazonul, care e, care e foarte ok. Da. Dar rest, e un club care nu mai are un talisman, așa cum era Ghencea pentru Steaua Traunii. E un stadion străin, orică joacă la Târgu Jiu, orică joacă la Ghencea, tot aia. Exact. Este un stadion în care FCSB se simt, pe care FCSB se simte confortabil. Poate nu e un stadion pe care îl cunoaște, dar tot nu are aura aceea pe care o avea Ghencea. Da, și asta e un dezavantaj. Poate nu e întâmplător faptul că ultimul titlu câștigat de FCSB în 2014-2015 este în sezonul în care echipa a intrat pe Ghencea și a jucat, cred că, 80% din acele meciuri. Sigur nu în e, doar coincidențe, da? Da, deci aici și mi se pare că vorbim de aspectul ăsta, CFR a câștigat ultimul titlu în fața unui public, nu? Nu cred că erau spectatori, că era pandemia. Era închis, dar totuși în deplasare, pe, da? Da, pe teren străin. Pe teren pe care ceilalți îl cunoșteau mai bine. Da, ăsta este un alt avantaj pentru CFR, faptul că a știut să gestioneze niște situații nu neapărat complicate, dar sub mare presiune. Da, în anii precedenți. Și are jucători care sunt obișnuiți. Pentru că lotul e în mare același. Adică Mane e obișnuit cu chestiunea asta, Burcă, Camora, Deac, Bordeanu. Da. Adică sunt mulți. Sunt mulți jucători care și Costache îl putem trece, chiar dacă el nu mai e dintre titulari. Păun. Adică foarte mulți care au trecut prin genul ăsta de situații. CFR a fost în dificultate anul trecut la Giurgiu, meciul cu FCSB, a scos-o la capăt. A fost în dificultate în sezonul ăla la Craiova, când a fost cu titlul pe masă, cu cazuri de COVID, fără Dan Petrescu, a scos-o iarăși la capăt. Adică de fiecare dată s-a descurcat. S-ar putea să te avantajeze asta în acest final de sezon. Evident că nu pot da la o parte și chiar poate ăsta e principalul argument, faptul că totuși acolo, la CFR, în comparație cu FCSB, decide antrenorul. Mi se pare că ar fi periculos și n-ar fi bine pentru fotbalul românesc ca FCSB să ia titlul și să fie dat exemplu că iată patronul care face echipa, care face transferurile, care face primul 11, care face schimbările, ăsta e exemplu de urmat, pentru că mulți vor urma exemplul ăsta. Păi, în condițiile în care FCSB a ratat ultimele multe campionate, nu poate fi privit ca un exemplu. Poate fi privit ca o loterie. Poți să câștigi din când în când cu un model de genul ăsta, după foarte multe eșecuri. Vor fi mulți care vor spune, iată că se poate și așa? Cu siguranță că vor fi. O să fie o capcană pentru ei. Că s-ar putea să se îngroape cei care vor crede că... Cum s-a îngropat FCSB până acum. Adică s-a îngropat an la rând. Ar fi un model de bune practici, ca să mă exprim așa. Și nu neapărat de urmat. Și nu neapărat de urmat, dar mulți vor crede că merge și așa. Da, că e rețeta perfectă. Și atunci, iftime s-ar gândi, bă, dacă Gigi a câștigat... De ce să mai ai pe croitor? Mă aduc un antrenor și încep eu să fac schimbări, să fac eu... Totuși, la CFR am văzut, sună Varga pe bancă, numai că înțeleg că acolo a sunat, să-i aminte că-i de afară, nu neapărat, bă, fă schimbarea aia. Totuși, Dan Petrescu decide el, ceea ce e corect. Până la urmă, să pierzi sau să câștigi pe mâna ta. Dacă Dan Petrescu pierde campionatul, să-l piardă pe deciziile lui, nu pe deciziile date de Varga din tribună. Și cred că și din perspectiva asta ar merita CFR. Iar ultimul lucru este lotul de jucători. Nu neapărat primul 11. Lotul de jucători mi se pare mult mai ofertant pentru CFR. Da, și cu toate astea am și... scris chestia asta la ultimul meci CFR-FCSB, CFR s-a trezit că forțează egalarea pe final cu un fotbalist care nu mai avea decât 3 minute în Liga 1. Adică, pe cât de stufos e lotul, pe atât de limitat e câteodată Dan Petrescu în alegerile lui. A fost o conjunctură în care regula U21 încurcă pe cei de la CFR, așa cum i-a încurcat an de an în precedentele sezoane. Au rezolvat cu Mane, apoi cu Costache, cu cine au mai rezolvat ei. Dar mi se pare că totuși
când lipsește un jucător important la FCSB, nici nu bagi seama. Acum ai băgat de seama că a lipsit Tom Rani, de exemplu, la Voluntari, nici nu ți-ai dat la seama. Cluj, la CFR, la CFR, da. La, la CFR. Da. E la adevărat, meciul de la Voluntari. Nici nu bagi seama. A absentat Tom Rani. De ce? Pentru că apar tot timpul, a apărut Deac în poziția lui. Dacă apare, dacă dispare de Beliuc, îl vezi pe Dugan. Zici că nici nu-ți dai seama când absentează niște jucători de bază. Să vedem la FCSB, că de exemplu Tahi Popescu și Tănase sunt la un cartonaș de suspendare. Să zice că ei vor absenta, din start pleci cu ideea cine joacă, iată că lipsești cei doi, adică nu că nu bagi de seamă. Și asta mi se pare important. Mai sunt, da, nu multe meciuri, patru, dar în care se pot întâmpla și se poate face diferența, da, și aici. Interesante argumentele, hai să mai ascultăm încă o voce. Ascultăm pe Ionuț Rada, un fost jucător al CFR, care a trecut și pe la FCSB, dar cred că e mai apropiat de CFR. Bun, îl ascultăm împreună pe Ionuț Rada. Mă uitam la așa toate cele trei echipe, clar Craiova și FCSB joacă cel mai bine în momentul ăsta. Clar CFR Cluj este... va depinde doar numai și numai de, adică poate și chiar și în ultimul rezultat, în ultimul meci să facă egal dacă lucrurile merg cu victorii până în ultima etapă. În continuare, eu cred că CFR Cluj are prima șansă la titlu. La CFR Cluj va conta foarte mult și aceste discuții interne. Se pare la Craiova și la FCSB în acest moment nu sunt aceste discuții interne. Iar asta clar că nu e ok. Jucătorii oarecum sunt obosiți de această tensiune care s-a acumulat, se vede că nu se exprimă așa cum noi o știam pe CFR Cluj, la modul că are siguranță că poate să ducă un meci de 1-0 ușor, adică nu mai este, să spunem așa, cum o vedeam în anii trecut, dar în același timp sunt jucătorii care tot ei, cum au reacționat în momente dificile, tot ei poate să ducă lupta asta până la capăt. Remus, părerea ta? Da, mie mi se pare CFR într-o scădere din toate punctele de vedere, și ca joc, și vedem asta în fiecare etapă. E o formație cu doar două victorii în ultimele 5 meciuri. Oricum era o echipă care se impunea scoțându-o la capăt, cum spunea și Dan. CFR nu câștiga clar, nu puteai să o aplauzi. Cumva, sigur, era vorba tot despre valoare, că nu trișa în vreun fel. Dar nu prea pricepeai cum s-a impus CFR Cluj. Cu un joc urât, cu o fază fixă, cu un stil ermetic. Așa a scos-o la cap și în unele dintre campionatele trecute, de multe ori, nu? Corect, adică tocmai. Dar parcă acum și-a mai tocit superputerile. Nici la faze fixe nu mai e la fel de bună, nici noroc nu mai e la fel de mult. Se chinuie cu Voluntari, se chinuie cu toate adversarele pe care le întâlnește. Și, în general, e în criză tot clubul. O dovadă pentru mine este și că au ajuns clujienii să apeleze în mod concret de curând la Ioan Rus, un personaj care era foarte discret în general, l-au adus în vestiar pentru o ședință cu jucătorii. În momentul în care apelezi la un fost ministru de interne, la un personaj din afara fotbalului, dar extrem de influent în Cluj și în politică în general, și îl chemi să-i... o demonstrație de forță. Ca o demonstrație de forță, da. De ce e nevoie de un pep talk de la Ioan Rus? De ce nu le vorbește Petrescu? De ce nu e suficient? Dar au vrut să... au avut oficialii clubului să le arate jucătorilor în felul acesta că puterea clubului a rămas și că toată lumea din jurul clubului din oraș este alături de ei. E o dovadă că au intrat într-un soi de panică. Pe urmă, dacă vorbim despre merite, FCSB merită să fie campioană și pentru că este echipa din România care investește cel mai mult în tineri, folosește cei mai mulți tineri, dezvoltă jucători și pentru națională. Becali, cu toate defectele lui, a tot etalat în anii aceștia jucători noi, pe care nu-i știam. A investit pentru că de multe ori avem senzația că Rapid și Craiova au greșit când nu l-au păstrat ele pe Octavian Popescu și că Becali a fost inspirat doar aducându-l el, însă el l-a adus pe Popescu cu 200.000 de euro. Atunci a fost ca și cum ar fi jucat la casino. Nimeni nu dă pe un copil o sumă atât de mare. Sunt cluburi, aproape toate din România, care nu plătesc atât de mulți bani, nici măcar pe jucători consacrați, știuți. Și pentru investițiile acestea și pentru riscurile pe care și le-a asumat și de care profită și naționalele, ar merita să fie campion și el odată după 7 ani. Sigur, nu funcționează așa câștigarea unui titlu. Nu primești un premiu de consolare pentru că n-ai fost capabil să te impui până acum. Sunt de acord cu Dan în privința pericolului ca un patron să devină campion și din calitatea de antrenor,
Însă, așa cum spuneai și tu, ar fi mai degrabă o excepție, un caz foarte, foarte rar. S-ar putea întâmpla, teoretic, ca Becali, preluând-o pe Liverpool, cu același lot, cu preparator fizic, cu secund foarte bun, cu staff extrem de bun, odată la 10 ani să fie campion în Anglia. Ar fi posibil, teoretic. N-am niciun exemplu de genul ăsta, adică mi-e greu să argumentez cu vreun caz. Dar s-ar putea întâmpla. Asta n-ar însemna că nu mai are valoare Klopp sau că șeicii de la City sunt fraieri că îl plătesc pe Guardiola cu 10 de milioane de euro. Nu o să hotărească ei. Dar e posibilă o excepție în fotbal și ar fi doar o excepție, continuând așa, pe care ar putea să plătească necalificându-se în grupe Champions League, Europa League, poate nici în Conference. Cum a tot plătit până acum, ratând titluri, calificări și așa mai departe. El ar putea să plătească, cum a plătit și până acum. N-ar fi chiar vorba despre un caz care ar desființa meseria de antrenor în România. Nu mi se pare că ar fi chiar atât de periculos. Pe urmă, câștigarea campionatului ar păcăli-o pe CFR Cluj să continue cu același model de business kamikaze pe care l-a folosit în toți acești ani. Titlul i-ar aduce pe clujeni din nou aproape de grupe, măcar de grupe Conference. Și i-ar încuraja să păstreze jocul de gambling pe care l-au făcut până acum, să acumuleze datorii în continuu și să rămână clubul acesta ca un fel de bombă în campionat. Pentru că mi se pare un pericol pentru toată competiția în momentul în care campioana ajunge să datoreze zeci de milioane de euro, să meargă pe sârmă aproape de insolvență în continuu. Așa, dacă CFR s-ar trezi în vara aceasta, fără titlu și destul de departe de grupele Conference, ar fi nevoie ca oamenii de acolo să regândească și să inventeze ceva. Să găsească ce o soluție. Ce să inventeze ca să acopere o gaură de 25 de milioane de euro? Nu prea ai ce să inventezi în afara unei insolvențe. Da, o insolvență sau o scădere a costurilor, cedarea unor jucători, o reducere a bugetului prin vânzarea unora dintre ei, sume mari, nu vor putea încasa, că nu e niciun Octavian Popescu acolo. No, dar poți să-i vinzi. În afară de Petrila. Poți să-i vinzi pe Burcă, pe Petrila, multe nume nu găsesc. Cam sunt atât, da. Multe de peste 30 de ani. Dar ar fi forțați să regândească strategia înainte să ajungă să acumuleze datorii și mai mari, poate duble. Că niște venituri de la UEFA, niște venituri noi, iar încuraja să consume din ce în ce mai mult și să rămână dinamita campionatului CFR Cluj, fiindcă au mai fost insolvențe în România, dar dacă o supercampioană care câștigă 5 campionate la rând, are rezultate și în Europa, strivește totul, ajunge și ea în insolvență, chiar că mi se pare că nimeni nu mai poate să mai aibă încredere în acest campionat. E defect total, e putere de campionatul, dacă cel mai de succes club este aproape falimentar. Bine, s-a mai întâmplat chestia asta. Fix la CFR, fix la fel. Cu 3 titluri luate, adevărat că nu un an consecutiv, cu participări în grupele Champions League, de unde veneau sume infinit mai mari decât... În care banii erau alții, da. Da, da, veneau sume imense. Erau alții. Atunci a avut o scuză conducerea CFR-ului, cum a avut o scuză și conducerea de la Dinamo și din alte cluburi. Statul a intervenit la un moment dat, după ce tolerase plata pe convenții civile a salariilor, a intervenit la un moment dat, a calculat retroactiv și a zis, nu era în regulă, aveți de plătit impozite, nu știu cât. Și ei s-au blocat și ca să nu plătească impozitele, au apelat la insolvențe. Da, au avut scuza aceasta. Sumele erau de ordinul 10 milioane. E ceva asumat, spui. Atunci, pur și simplu, s-au trezit cu bomba, s-au trezit, cu fitilul aprins în vestiar, pe când acum și l-au aprins singur. Spui. Exact. Dacă ANAF îmi recalculează acum și îmi spune ai de plătit 10.000 de euro, mă îngroapă. Dar dacă de acum încolo legislația rămâne aceeași și ajung să datorez 10.000 de euro că nu vreau să-mi plătesc taxele, e vina mea. Bun, să sperăm că nu avem surprize de genul ăsta cu ANAF-ul. Hai să vedem Doamne ce voce mai ascultăm în dezbaterea. Narcisa Tucanu a fost oficial de la FCSB, deci nu poate fi tot mai obiectiv. Hai să vedem cât de obiectiv este Narcisa Tucanu în această dezbatere. Este unul dintre cele mai interesante finaluri de sezon din ultimii ani. În principiu, CFR este favorită, ușor favorită. Dar la ei cheia este de a gestiona Dan Petrescu mentalul jucătorilor. Au intrat într-un oarecare blocaj și asta îi poate costa titlul. A venit ca o gură de oxigen victoria de la Voluntari, dar celelalte două combatante sunt la turație maximă și din punct de vedere face foarte interesantă lupta. FCSB nu are ce să piardă și are de asemenea o dorință foarte mare de a recâștiga titlul după foarte mulți ani. Craiova, după opinia mea, joacă cel mai frumos, dar sunt puțin cam multe puncte pentru a câștiga campionatul. Trebuie să întâmple prea multe lucruri frumoase pentru ei.
Mulțumim, Narcisa Ducan, pentru argumentele în dezbaterea zilei de astăzi, referitoare la cine va fi sau cine va merita să fie campioană, CFR, FCSB sau Universitatea Craiova. În acest moment, FCSB pare favorită pentru că a reușit, nu știu cum, dar a reușit, să-și aducă toți jucătorii importanți în vârf de formă exact acum pe final de campionat. Și avantajul este că echipa nu depinde de un singur fotbalist. Aici este meritul lui Becali, care a adus mulți fotbaliști foarte buni și când ai 3, 4, 5 peste medie, ei îți pot câștiga meciuri cumva pe persoană fizică prin rotație. S-a întâmplat. Când n-a fost Tavi Popescu, a apărut Olaru. Când nici Tavi Popescu, nici Coman n-au jucat, cine știe ce, a apărut Tănase și așa mai departe. Dar aici sunt două întrebări. Unu, dacă va putea fi prelungit vârful de formă al celor de la FCSB încă o lună, ceea ce ar fi într-adevăr lăudabil, să joci la un nivel foarte, foarte ridicat o lună și jumătate și să câștigi o grămadă de bătălii decisive. Și a doua întrebare, dacă pot fi câștigate derbiurile exclusiv pe talent, pentru că titlul pare că se va decide în acel triunghi de meciuri directe cu Craiova și cu CFR Cluj, iar acolo va fi nevoie de strategie, de unitate, de mișcări tactice de anvergură și aici antrenorul poate face diferența. Iar acesta pare a fi în momentul ăsta poate chiar singurul atu al celor de la CFR Cluj, experiența lui Petrescu. Chiar dacă acum Petrescu pare destul de consumat, el e un fel de Bruce Willis al fotbalului, a mai jucat și alte episoade din Die Hard, deci are resurse să se încordeze acum pe final și să o ducă pe CFR spre al cincelea titlu consecutiv. Atât din studioul Gazetei pe acest subiect. Vă așteptăm să vă alăturați dezbaterii cu voturi în sondajul de pe site, comentarii, argumente pe marginea subiectului referitor la titlul din Liga 1. Până data viitoare, toate cele bune!